Am revenit din studiourile Super Speed și acum trebuie să avem noi o conversație despre ce am mai făcut noi vara asta. Este cel mai relaxat Super Speed Talks pe care îl facem noi în toamna asta, pentru că nu e așa, este despre vacanța noastră și despre ce am trăit noi înainte să începem acest sezon de toamnă. La mine mi se pare evident că tu ai considerat că s-au terminat drumurile în România și ai plecat în Africa. Și în Europa s-au terminat. S-au terminat și până Europa și până România și e adevărat că Africa are parfum de mașintoarce acolo oricând. Serios, am făcut-o și cu motocicleta și am făcut-o acum și cu mașina. Vara asta, în afară de Africa, să știi că eu am făcut și două pene. Nu mi s-a mai întâmplat de foarte multă vreme. Una dintre ele a fost acolo, în Namibia. Dar pana unde e? Africa știu unde e. E fabulos în Africa. Trebuie să vă găsiți drum până acolo și să petreceți cel puțin o săptămână, două, ca să înțelegeți frumusețea unui continent în care lumina se vede altfel. Și apusul se vede altfel, și răsăritul se vede altfel, și lumina din timpul zilei e alta, și stelele o să văd altfel. Eu am o problemă. Ia zi-mă. Cu ce ai spus tu adineori. De ce ai considerat că noi am avut o vacanță relaxat, în primul rând? Așa am zis? Ai zis că e cel mai relaxat Super Speed Talks de până acum. Păi e relaxat toxul, că vorbim de ce s-a întâmplat și că nu avem ceva nume de bifat pe hârtie. Este vorba despre ce am trăit noi. Ia stai mă cum am enervat. Ok, bun. Ce revelația... asta, Știrbu? Multe emoții. Și în ciuda faptului că m-am plimbat cu niște mașini absolut senzaționale, revelația verii pentru mine așa a fost un road trip pe care l-am făcut cu Renault Scenic. Eu la finalul sezonului trecut am zis că îmi doresc să merg cu Renault 5, așa, pe care îl iubesc până să-l... Abia l-am văzut și deja îl iubesc. Așa. Să merg prin România. Dar încă n-a ajuns în țară. Așa că am primit la schimb un Renault Scenic. Așa. Ocazie cu care mi-am dat seama că se poate călători cu o electrică cât timp ai răbdare. Te rog să nu începem discuția despre cum se poate călători cu o electrică, pentru că ăsta este subiect pentru Super Speed Talks, episodul 2. Așa e, o să țin subiectul deschis, într-adevăr, dar pentru mine, din nou, revelația verii a fost confortul pe care mi l-a dat această călătorie, unde chiar m-am simțit ca în vacanță. Tu ce ai făcut mă vara asta? Bă, am făcut multe. Ideea e cu ce am rămas. Așa. Dacă am rămas cu vreo idee bună. Așa. Și ideea cu care am rămas este asta. Am mers cu, de câteva ori, cu triorul de mașini. Da. În care, de exemplu, când am fost cu Carrera și AMG-ul și Mustang-ul, aveam două instrumente de precizie și un Baros. Da. Și altă tură, când am fost cu MX-5 și cu o chestie și cu un Jeep, eu m-am nimerit în mașina care, în mod normal, nu e ultra fină, dar acolo era instrumentul de precizie, Mazda MX-5. Și totul ține de perspectivă. Mă, stai un pic. Deci depinde de unde te uiți. Apropo de asta... Asta e ideea care a rămas de peste vară. O altă revelație, se așa pare că am avut mai multe, așa, este că Jeep Wrangler poate fi, dacă te chinui un pic, decapotabilă. Foarte multă, foarte mult fan am avut cu mașina. Noi am făcut un open air experience pe care o să-l vedeți puțin aici în teaser. Am făcut Namibia vara asta, am făcut niște tururi de circuit cu Mercedes AMG, modele foarte puternice. Am făcut chiar și niște overlanding, să nu-i spun off-road, cu mașini normale. Stai, mai am eu ceva. Mai am ceva. Acum că am văzut teaser-ul, mi-am adus aminte că eu am făcut vara asta ceva ce niciunul dintre voi n-a făcut. Așa. Nici nu o să fac. Așa. Am mers cu Mercedes-Benz EQXX, adică one of one, adică unicat. Practic e un prototip. Și mă laud cu asta, iată. Ce simplu a fost. Da, mă, asta e revelația verii pentru mine. Dar voi ce ați făcut? Am mers nu cu un prototip, am mers cu Dacia Sandrider. Este mașina cu care da, participă Dacia la Dakar. Bine, și am stat de vorbă cu Sebastian Loeb, cu Nasser Al-Attiyah și cu al treilea pilot al echipei The Dacia Sandriders, Cristina Gutierrez. Yes. Da. M-a plimbat Cristina Gutierrez cu acest Sandrider.
câțiva kilometri pe niște macadam undeva prin Franța și senzația pe care o am avut-o când a aterizat prima oară mașina asta după prima ei săritură a fost că nu se poate așa ceva. Înțelegi? Senzația a fost că nu poți să ții băluța în gură. Da, da, exact, așa era. Deci, bă, cum să-ți explic? Creierul meu nu era programat să absoarbă șocul cum absoarbe șocuri suspensia aia de pe Sand Rider. Adică, în mod normal, noi știm cu toții, când decolează mașina un pic de pe o săritoare pe asfalt, după aia când aterizează, face așa un șoc, te lovește undeva, în rinic și în coloană, înțelegi? Bă, mașina asta mergea cât de tare putea Cristina Gutierrez, și ea știe să meargă tare, a făcut o săritură, ce să zic, mașina era în aer 2 metri, 1 metru și ceva, nu știu, nu pot să aproximez, dar era sus. Bă, și când a aterizat, a fost așa ca o mângâiere. Nici un șoc, nimic. A fost pur și simplu ca o mângâiere și nu poți să concepi asta, trebuie să o facă de câteva ori ca să ți se obișnuiască creierul cu asta, știi? Apropo de asta și de experiența ta, o să vorbesc în numele multora care comentează pe internet și o să întreb preț? Lasă-mă preț. Știi ce comentează cei mai mulți pe internet? Comentează și zic, a, bă, dacă și asta mai e Dacia, unde, mă, că doar logo-ul e de Dacia. Ca și când n-ar ști toată lumea că nici Mercedes-ul AMG din Formula 1 nu are nicio legătură cu mașinile de stradă, știi? Adică e așa pe genul, hai bă, i-au pus ăștia logo-ul Dacia și gata, suntem toți cu mândria națională. Bă, este Dacia care participă la Dakar într-o mașină făcută de ProDrive pentru această competiție. Adică, știi? Foarte, foarte tare. Și piloți sunt Nasser Al-Attiyah, care e Mr. Dakar, care are 5 titluri de Dakar și este, bă, este Sebastian Loeb, care e de 9 ori campion WRC. Are buget Daci. Cam tare. Bă, deci cam foarte tare. Abia aștept să înceapă Dakarul ăsta nou. Păi că tu, câteva luni. Înainte de Dakar o să se dea în raliul Marocului, mașina e absolut fabuloasă. Mă rog, mașina. Eu pot să-i spun mașina. E o caroserie cu 4 roți, da. Chestia. O chestie. Păi ok, stați un pic. Zi. Dar voi nu mi-ați spus, de fapt, sau mi-ați spus, nu mi-ați spus. Zi. Dintre toate mașinile pe care le-ați condus vara asta, care v-a rămas puternic așa în suflet? Eu aș zice că e Mustang-ul la mine, dar nu l-a rămas de acum. Îl am în suflet de când eram copil. Deci a fost o confirmare că Mustang-ul a rămas Mustang. Da, în felul lui, așa. În ciobănesc. Felul lui și în comparație cu alelalte două, ți-a rămas tot Mustang-ul? Da. Dar de ce? Pentru că mi se pare că dintre celelalte două mașini extraordinare, mult mai extraordinare ca asta. Dacă se poate spune mult mai extraordinare. Da, așa, în ghilimele, normal. Așa. Asta e singura pe care aș fi dat fiecare dolarel. Îți spun eu de ce, mă. Pentru că e singura care are loc pentru patru pasageri, ca să-și poată căra și copiii cu mașina. Nu, mă, nu are argumentul ăsta al prețului și al valorii pe care o primești pentru banii pe care îi dai. Cam despre asta vorbește el aici. Îl cunosc. E din generația mea, zic. Bătrânel! Vorba aia, trebuie să avem în primul rând grijă să nu ne doară rinichii. Da, și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Și la tine? Bă, la mine, după ce am avut experiența aia cu Sand Rider și am mers cu acaretul ăla care se numește Polaris RZR și am regăsit acolo o parte din amortizarea aia mângâiere pe care am simțit-o în Sand Rider, bă, ce să zic? Cred că dacă n-aș merge cu motocicleta, probabil mi-aș lua un RZR, știi? Cu care să mă duc pe coclauri și să nici măcar nu pot să zic să-mi rup dinții pe acolo, că nu-ți rup dinții, e doar o expresie. Căreia să-i rup fâșul pe acolo și să facă amortizoarele alea Fox așa. Bă, este un deliciu să mergi cu mașina aia tare. Eu mi-am dat seama că mie, de fapt, nu mi-ar face plăcere să fac off-road, să mă cațăr așa cum să cațără alții de la noi din echipă. Și mi-ar plăcea mai mult să merg tare așa ca la Baja, știi? Să am o suspensie care face așa și mașina stă dreaptă și mașina absorbe toate denivelările și merge tare cu 150 pe orice fel de drum, știi? Da, da. Deci cred că Polaris-ul ar rămâne pentru mine. Alții ăștia care se cațără de la noi din echipă au fost și ei o revelație pentru mine cel puțin. Știa Andy la drumuri.
Adevărat. A, da. De astea neștiute, da, pe care ar trebui să le vadă tot românul. Da, așa e. Păi noi de asta avem un teaser, am avut un teaser frumos, pentru că ne-a dus cineva pe niște drumuri care merită filmat. Ne oprim aici? Nu, păi eu v-am întrebat pe voi, întrebați-mă și voi pe mine. Ce, frate, zi și tu care ce ți-a plăcut Știrbule vara asta, cu ce te... Nu știu, bă, dacă ne interesează. Bă, frate, stai un pic, am și uitat. Stai, gata, știu, de fapt e atât de simplu. Cea mai tare experiență cu o mașină pe care am avut-o vara asta a fost cu Porsche 911 GTS pe circuitul de la Ascari, care este absolut fenomenal și nu face decât să pună în valoare tot ce are de oferit Porsche 911 GTS și are de oferit, vă zic eu. Bine, hai să facem o observație. Porsche 911 GTS cu care ai mers după Ascari și Porsche 911 Carrera Cabrio pe care l-am condus pentru episodul nostru cu GT-uri, care l-ați văzut în teaserul ăla de mai devreme, sunt un fel de facelift al generației actuale de 911, nume de cod 992. Da, am avut până acum vreo lună, două, 992.1 și acum avem 992.2, despre care toată lumea se aștepta să fie hibrid. Prin urmare, acum vreo 6 luni s-a făcut o isterie între toți clienții de 911. Toată lumea a vrut anul trecut și acum vreo 6 luni să-și ia ultima generație de 911, combustie internă clasică. Ei bine, a venit Porsche acum și deși toată lumea știe că au făcut un Macan electric, da, full electric, că urmează 718 care este și ăsta full electric, ei bine, la 911 n-au venit cu 992.2 doar hibrid, ci au venit cu 992.2 în două versiuni. Una GTS care este hibrid, dar nu este hibrid cum o știm noi, adică motor combustie internă plus motor electric egal hibrid. Este motor combustie internă, 6 cilindri, asistat de două motoare electrice, dar unul dintre ele pus în transmisie și unul în transmisie. Deci practic este o asistare așa ca o mângâiere electrică. Și în afară de GTS-ul ăsta mai avem și un 911 Carrera Cabrio sau Carrera Coupe, care este combustie internă clasică. Ține minte să nu mai deschidem subiectul despre Porsche, că vorbește de un sfert de oră despre chestia asta. Îmi pare rău că m-am lungit cu discuția asta, dar trebuia să o avem pentru că este foarte importantă. Pentru toată lumea care își permite un 911. El e unul pentru din noi aia tot care restul, ar fi vrut să-și ia unul. Pentru noi tot restul, există oricând cemașină.superspeed.tv unde puteți să găsiți ce mașină să vă cumpărați în funcție de buget. Până săptămâna viitoare, conduceți cu grijă!